Salutare prieteni, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou vlog, pentru că am de gând să vă spun mai multe. Inițial vreau să vă transmit faptul că eu m-am cam plictisit de filmat clipuri doar cu Minecraft și GTA 5. Adică nu m-am plictisit, ci vreau să încerc și lucruri noi. Vreau să experimentez lucruri mai amuzante de atât altul de voi și nu vreau doar Minecraft, GTA 5, ocazional un Games Mode și ocazional un CSGO. Vreau o serie tot așa cu un joc care să fie principală. Am mai făcut eu clipuri anterioare unde vă întrebam ce jocuri să joc și au apărut discuții că erau taberele împărțite și nu știu, nici n-am știut ce să aleg, pentru că erau aproape aceleași voturi la toate cele patru jocuri pe care le-am selectat eu în acel moment, numai că jocul pe care l-am ales a fost ăsta, Watch Dogs, și am avut numai belele cu el. Am și cumpărat jocul, cred că majoritatea știți faptul că, nu știu, în momentul în care încercam să mă joc, aveam bug-uri peste bug-uri, îmi dădea crash jocul, erau erori de texturi, adică în loc să perete să fie, nu știu, un perete cu nuanța lui de maro sau, mă rog, ce culoare avea exteriorul unei case, era roz, cu pătrățele negre, deci, nu știu, și apoi erau probleme cu luminile, se aprindeau, se stingeau, nu știu ce s-a întâmplat, am dezinstalat jocul, am reinstalat și tot așa și nu am reușit să fac nimica, însă, eu acum chiar vreau să încep o serie cu un nou joc, nu știu ce joc. Nu vreau jocuri vechi, vreau jocuri noi, pentru că pot să joc aproape, adică pot să joc tot ce a apărut sau ce va apărea, cred că în ultimii 2 ani maxim, așa tras de păr, 2 ani, dar un an sigur. Și vreau să-mi scrieți în comentarii acest lucru, nu știu, mă gândeam să mă apuc de Sims 4, deci mi-aș dori nespus de mult, dar mie că nu o să vă placă, nu știu, simt așa, adică eu dacă m-aș bucura de Sims 4 și ce aș face, mi-aș face o familie cu mine, nu știu, și mi-aș face o, ar fi foarte interesant, chiar ar fi foarte interesant, dar nu știu dacă vă place. Voi să-mi sugerați acolo în comentarii ce jocuri ați vrea să vedeți și Sims 4 vă dați seama că să fie single player. Oh, am uitat ceasul la mână, cred că e printre single clipuri în care port un ceas, da. Da, măi băieți, și vreau să vă mai spun o problemă foarte importantă. Știți că pe live-ul de vineri trecut am organizat eu un giveaway cu CSGO. E bine, nici în clipa asta n-am reușit să dau premiu, adică să-i dau giftul de CSGO. Pentru că ăsta, YouTube are o problemă. Nu pot să dau mesaje private, adică sau să primez mesaje private. Nu știu ce s-a întâmplat. De vreo 2 săptămâni sau chiar mai mult este această problemă. Nu doar la mine, la majoritatea userilor. Și n-ar vrea să dau de acel Leo Stoica care a câștigat, sau de Moldo, nu știu mai, al doilea era Moldo și încă ceva. Nici de acela n-ar vrea să dau, nici pe Facebook când am scris numele erau la Leo Stoica, vai mamă, când am văzut tu unde să-l iau, era cum ai găsit un ac în calul cu fân. Deci n-am reușit să dau giveaway-ul și cred că vom face o pauză, pentru că există problema asta cu YouTube-ul, nu știu altă modalitate de a organiza un giveaway decât să vă contactez pe YouTube, pentru că așa poți clar să știu că voi sunteți câștigători, că dacă organizezi un giveaway, nu știu să zic, pe altă platformă, voi vă puteți schimba numele și este puțin cam ciudat. Nu știu cum o să facem, nu aș vrea sincer să renunț la un giveaway așa ocazional, o dată pe lună. Chiar îmi doream să fac giveaway-ul cu căști, deja mă gândisem împreună cu White Coffee ce să cumpăr. Și nu știu cum să fac să, totuși să vreau să dau de Leo Stoica. Dacă ești pe aici prin comentarii, chiar nu știu, lasă-mi un ID, deci fii, dacă tu te uiți la clipul ăsta Leo Stoica, lasă-mi un ID de Skype, pentru că eu am să verific dacă tu ești Leo Stoica, pentru că am văzut activitatea ta de pe YouTube și știu, adică deja vă schimbați voi numele acum, vă puneți toți la canalele voastre Leo Stoica și vă puneți același avatar, pentru că eu o să-mi dau seama, pentru că se poate, am reținut când și-a creat canalul și așa mai departe. Dacă ești online pe clipul ăsta, mă rog, online în propriu spus, dacă ești... Dacă te-ai uitat la clip, mai bine zis din start, lasă un comentariu cu ID-ul tău de Skype și am să te contactez special, că vreau totuși să dau premiul, nu, doar nu vreau să-l păsesc, ce aș putea face, cred că am deja un cont. Da, și am să văd cum voi face pentru giveaway-urile viitoare, am să mă gândesc la o modalitate, era, vreau să zic metodă, modalitate, aici, modalitate. Wow, ce șmecheră melodia asta. Ok, alt lucru pe care vreau să discut este faptul că în curând o să facem 100.000 de abonați. Deci,
Vă mulțumesc foarte mult, n-am avut ocazia să fac un clip special în care vă mulțumesc pentru 80.000 de abonați, pentru că am considerat că nu e o cifră atât de importantă. Dar vă mulțumesc nespus de mult, am văzut, am primit foarte multe mesaje pe Facebook, pe YouTube și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și v-am pregătit ceva special. Nu știu dacă este special pentru 80.000 de abonați, dar este special pentru voi, pentru că sunteți fideli canalului The Link și mă simt foarte important când știu că am un fanbase care mă susține indiferent de ce aș face pentru voi. E bine, mâine, de fapt ăsta este, azi e luni, vorbesc de ziua de miercuri. Miercuri o să apară un clip foarte special împreună cu niște oameni foarte speciali și o să vă placă nespus de mult și cred că o să mai vreți să colaborăm în modul acela. Deci cred că v-am dat deja prea multe spoilere, dar rămâne să vedem, nu, dacă vă place sau nu. Ok, băieți, deci să recapitulăm. Lăsați în comentarii cu ce serie ați vrea să mai încep să mă joc, ce serie ați vrea să încep un nou joc. Eu v-am spus de Sims, dacă sunteți de acord, spuneți da, Sims chiar îmi place. Sau sugerați alte jocuri, pentru că vreau să joc, dar nu-mi dați shootere. Nu prea mai juca un Call of Duty sau un Battlefield sau cea de genul. Nu prea mă pasionează decât CSGO. Și ocazional a zis că nu sunt eu un împătnimit așa al jocului Counter-Strike Global Offensive. Dar, e decent jocul pentru mine. Al lucru, vă mulțumesc pentru 80.000 de abonați. Și Leo Soica, dacă vezi acest clip, ți-am spus și să faci, lasă-mi în comentarii ID-ul tău de Skype, pentru că nu putem să vorbim în modul privat. Nu știu de ce este o eroare de la YouTube. Sper să o rezolve ca să putem continua cu giveaway-urile. În alte unele de idei, eu am fost The Link. Vă mulțumesc nespus pentru vizionare și ne auzim mâine la ora 6 dimineața cu un clip de GTA 5 online care o să-l placă super mult. Ciao!